Începând de astăzi, traficul rutier din zona centrală este resistematizat astfel. Strada Nicolae Iorga devine arteră cu sens unic dinspre Bulevardul Alexandru Lăpușneanu către Bulevardul Mamaia. Strada Ion Rațiu dinspre Bulevardul Mamaia spre Bulevardul Tomis, iar strada Poporului devine și arteră cu sens unic dinspre Bulevardul Tomis către strada Mihai Viteazu. Puțini au fost șoferii care știau în această dimineață că pe străzile Nicolae Iorga, Ion Rațiu și Poporului se va circula pe un singur sens, iar toți cei care au pătruns pe aceste artere din direcția greșită au fost întorși din drum de polițiștii locali chemați să dirigeze traficul și să informeze pe șofer despre noile măsuri. Fac ce vrea mușchii lor, zici că și-au cumpărat străzi de acasă. După cum vedeți, este foarte aglomerat, încă este foarte aglomerat. Adică în loc să fluidizeze, credeți că mai rău s-a complicat situația? Cel puțin deocamdată, da. Deocamdată ne cam încurcă, dar cred că o să ne obișnuim. În ciuda revoltei șoferilor care spun că măsurile sunt inutile și nu vor face decât să încurce și mai mult circulația, reprezentanții primăriei Constanța consideră schimbarea esențială pentru descongestionarea traficului. În cazul străzilor la care instituim acum sensuri unice, e vorba și de crearea spațiului pentru piste de biciclete care vor lega bulevardele principale, mă refer la Bulevardul Mamaia, Bulevardul Tomis și Alexandru Lăpușneanu, prin aceste piste de biciclete, astfel încât să dăm posibilitatea oamenilor să poată folosi un mijloc de transport alternativ care nu poluează și mai ales le îmbunătățește sănătatea. Sensurile unice de pe cele trei străzi atrag după sine și altă schimbare. Polițiștii spun că pe niciuna dintre ele nu va mai fi permisă oprirea autovehiculelor. Primăria promite însă un proiect care garantează parcări pe străzile adiacente, în zona delimitată de străzile Ion Rațiu, Soveja, Poporului, Bulevardul Alexandru Lăpușneanu și Bulevardul Mamaia.